sono cose della vita. Vanno prese un po' così. La Dolce Vita. Trăiește acum Alexandra Dinu la Roma. A visat să devină actriță tocmai în peninsulă și a ajuns să cucerească publicul italian. Am poposit și noi în Cetatea Eternă pentru un interviu exclusiv cu Alexandra. Astăzi, primul episod. Actrița nu a locuit dintotdeauna la Roma. Alexandra s-a mutat de curând în orașul celor șapte coline. Încă de când am venit prima oară aici, mi-am dorit să locuiesc la Roma. Și s-a întâmplat, uite, acum un an jumate ne-am mutat aici și ne e foarte bine. Monumentul din spatele nostru, în care gladiatorii puneau bazele conceptului de entertainment în urmă cu mii de ani, a fost primul pe care Alexandra și Mario l-au vizitat la sosire. Mergem cu Mario, i-am arătat încă de la început, a fost să vadă Coloseu, a fost primul obiectiv. Schimbarea orașului de reședință a însemnat și schimbarea școlii frecventate, precum și a colegilor, pentru fiul Alexandrei, Mario. Dar băiatul se adaptează repede. Ma cum e bella la vita. Din când în când ți-e dor de casă? Din când în când, da. Trebuie să recunosc că în ultima vreme din ce în ce mai puțin. Mi-a fost foarte greu să mă acomodez inițial. Cu chiu cu vai, Alexandra s-a obișnuit până la urmă cu stilul italian de viață. Eram la o vârstă destul de fragedă atunci când am făcut pasul ăsta și cu mâncarea mi-a fost greu să mă acomodez în Italia, dacă poți să crezi. Cu pastele, cu pizza. Cea mai bună bucătărie din lume, putem să spunem, nu? Că e cea mai bună. Însă mi-a fost greu, da, pastele, pizza, nu-mi plăceau absolut deloc. Pentru italieni, Alexandra Dinu este, chiar și în ziua de astăzi, Greta Galiano, personajul jucat în serialul Capri, peliculă difuzată și în România. Capri, chiar și pe stradă și pe unde mergem, toți te asociază cu personajul respectiv. Am avut un alt rol într-un serial care va ieși la anul. O serie lungă de acțiune. Am un look complet nou, ceva de gen o perucă roșie, păr scurt, scurcur, gen Nikita. Alexandra, ce te face pe tine fericită? Ce mă face fericită? E o întrebare foarte grea. Cu cât înaintez în vârstă, descoper din ce în ce mai mult lucrurile simple. Fiul său este prioritatea numărul 1. Băiatul nu încetează să o surprindă zi de zi cu lucruri noi. În ultima vreme, Mario a făcut o mare descoperire. Internetul. Nu spune că are cont de Facebook. Nu, Facebook nu l-am lăsat pentru că știi că e periculos. Nu trebuie să lași copiii are 8 ani. În rest știe, intră pe YouTube, caută toate filmulețele, orice îl interesează. Chiar și cu ochii larg închiși, privind de la o poștă, se vede clar că frumoasa actriță este într-o formă excepțională. Alexandra recunoaște însă că, destul de multă vreme, n-a prea cochetat cu sportul. Am dus o viață sedentară timp de foarte mulți ani și am descoperit sportul târziu. Merg la sală, da. Merg la sală și merg cu bicicleta din când în când. Acestea fiind spuse, punem punct aici primei părți a interviului cu Alexandra Dinu. Săptămâna viitoare însă, Alexandra vine din nou la De Paparazzi și ne dă detalii incitante despre viața ei amoroasă și despre noul iubit, Andrea Rizzoli.